Marius Micu, vicepreședinte al Federației Naționale ProAgro și membru în Consiliul de Administrație al Casei de Comerț Unirea, actual secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a fost prezent la o conferință de presă susținută de președintele interimar al PNL Călărași, Emil Dumitru, la sediul formațiunii politice. Micu a fost unul dintre consilierii personali pe care Emil Dumitru i-a avut în perioada în care a ocupat funcția de secretar de stat. Marius Micu este propunerea Partidului Național Liberal pentru poziția de secretar de stat la Ministerul Agriculturii și îl rog să se prezinte. Bună ziua! Sunt Marius Mihai Micu, sunt secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, sunt propunerea filialei PNL Călărași. Ca și descriere, la bază sunt cadru diplomatic, activez în cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, facultatea de management și dezvoltare rurală, care are o filială și în județul Călărași, în orașul Călărași. Vin din calitatea de prodecan, pe lângă activitatea mea ce presupune activitatea didactică și de cercetare. Am fost reprezentant al mediului asociativ la nivel național și anume la asociație, am fost președintele al Asociației Naționale Tinerilor Producători Agricoli din România. Prin prisma acestei poziții am ocupat și poziția de vicepreședinte al Federației Naționale ProAgro, una dintre cele mai reprezentative federații din România, prin prisma cărora am putut reprezenta interesele fermierilor din România din 2014 și până astăzi, când am făcut acest pas. Totodată vin și din producție, fiind președintele unei cooperative agricole din regiunea Sud-Muntenia, o cooperativă activă care desfășoară activitatea conform unei cooperative, în acest sens, în sensul că ea trebuie să fie activă în viață și să comercializeze. În cadrul Ministerului, portofoliul meu constă în ceea ce privește Direcția de Politici Agricole din sectorul vegetal, DGPA mai pe scurt, ceea ce înseamnă că reprezint tot ceea ce înseamnă partea de vegetal și subcomponente. Totodată am și formarea profesională, adică liceele agricole, în coordonare și partea de cercetare, componenta de cercetare din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Pe lângă acestea, care sunt structuri, în cadrul Ministerului, am în coordonare și alte 7 instituții, direcții, care sunt în coordonarea cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, printre care aș aminti ANF-ul, și anume Agenția Națională Fitosanitară, care are o importanță destul de mare la nivel național cu impactul asupra fermierilor și este corelată, bineînțeles, cu partea cu componenta de vegetal care au în cazul Ministerului. De asemenea, mai am și institutul, în coordonare Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor, cunoscut sunt numele de ISTIS, Oficiul Național al Vii și Produselor Vitivinicole, implicit și laboratorul, Inspectoratele Teritoriale pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor și mai este și banca de gene de la Buzău. Momentan, acesta este portofoliul pe care îl dețin. Vă asigur de profesionalism și de faptul că toate demersurile pe care o să le întreprind și o să le susțin vor fi în interesul fermierilor. Cunosc foarte bine problematica la nivel național și, în special, cea din zona Călărași, Călărași fiind un județ cu profil agricol și îi asigur pe fermierii din Călărași că voi fi un partener alături de dânsi și cam atât despre mine.